Domnule rector, ce ne puteți spune despre această alianță a rectorilor din universitățile tehnice și care este rezoluția finală? La ce se angajează domeniul tehnic universitar? Această alianță a luat naștere acum 2 ani de zile. Certificatul de naștere fiind, de fapt, semnat chiar aici la Cluj, în prezența rectorilor și președinților celor 8 universități. European University of Technology se dorește a fi o universitate de tehnologie europeană care să confere la sfârșitul studiilor de licență și master o diplomă europeană unică. Sigur că este un drum greu, un drum lung de făcut și greu pentru a atinge acest obiectiv, dar toți suntem foarte motivați, toți partenerii suntem foarte motivați ca să ne atingem acest cel. Sigur că, practic, acesta este și un scop al tuturor alianțelor. Deci nu este ceva, să zic, aparte față de alte asemenea alianțe. Ceea ce cred că este însă, ceea ce ne diferențiază față de celelalte alianțe, cele 44 de alianțe, este că noi dorim să mergem spre o integrare a universităților. Următorul pas la care ne-am gândit să fie o confederație. Și aici discutăm deja de modele pe care le-am putea adopta și implementa într-un timp relativ scurt. Domnule rector, aș vrea să vă întreb și de, bineînțeles, studenții ucrainieni și de poziția acestor universități față de integrarea lor în cadrul acestor universități. Deci vreau să vă spun că la unison, toți partenerii noștri au fost gata să susțină toate acțiunile pe care le întreprindem. Repet, sunt dispuși să accepte studenți dacă noi nu vom putea face față, să zic așa, a fluxului venit din Ucraina, să preia asemenea studenți, dar în egală măsură să susțină, inclusiv financiar, familii care ar avea nevoie de suport pentru a sta aici în România.